своими глазами. În săptămâna mare, la Muzeul de Istorie și Etnografie, am organizat un atelier practic cu genericul Tradiții și practici în încondierea oului de Paște, masterclass cu doamna Vera Rusu, care a venit la muzeu cu elevele din satul Heciu Vechi, gimnaziul Nicolae Dabija, raionul Sâncerei. Dumnezeu ne va împărtăși din tehnica acestui meșteșug de a încondia ouă, ne va învăța cum să așternem pe ouă cu chișița ceara de albine. Pentru tine, ploaia, picură și cântă, și-n grădină cer nebu, curie sfântă, și-n grădină cer nebu, curie sfântă. Mă numesc Erdiva Ardeana, venim din satul Heciul Vechi, din gimnaziul Nicolae Dabija. Am venit astăzi cu profesora de educație tehnologică să le arătăm copiilor din Bălți cum încondiem noi ouăle. Am venit să le arătăm ce putem noi și ce pot elevii din gimnaziul Nicolae Dabija. Ca invitați, o avem pe doamna profesoară de educație tehnologică de la Liceul Teoretic George Coșbuc cu elevile clasei a 7-a. Astăzi am venit la un masterclass în Muzeul de Istorie și Etnografie din municipiul Bălți, împreună cu profesoara mea de educație tehnologică, doamna Tatiana Șochin. Astăzi vom încondia ouăle cu ajutorul chișiței și ceară de albină. Este o experiență nouă pentru mine. Cred că va fi interesant și de fiecare dată vin cu drag la muzeu când sunt invitată la diferite masterclass-uri. Păzește-ne, Doamne, de chinuri, de boli, de război, de robie, de Doamne Iisuse Hristoase, în lume mai bine să fie. De Doamne Iisuse Hristoase, în lume mai bine să fie. Mă rog pentru voi, pentru voi oameni buni, mă rog cu credința din sufletul meu, la Domnul cel Sfânt, ziditor de minuni, slăvindu-L în veci, Dumnezeu. Obiectivul vizat al atelierului de astăzi este conservarea, valorificarea și promovarea tradițiilor de Sfintele Paște. Copiii vor putea realiza propriile sale creații originale. Prin participare, ei vor fi trăitori și păstrători a acestei arte de a încondia ouă, pe care gospodinile o fac de Joia Mare sau în Vinerea Seacă, mai numit Vinerea Patimilor sau Vinerea Neagră, în credință că aceste ouă nu se vor strica și vor aduce în familie pace, liniște, dragoste și prosperitate. În afară de etapele teoretice și practice, atelier va avea și intonări a unor cântări pascale. Vă doresc o zi frumoasă, sub protecția lui Hristos, să vă poarte El de grijă ca să mergeți sănătoși. Vă doresc și sănătate pentru voi și casa voastră, doar de bine să aveți parte în această zi frumoasă. Vă doresc să fiți și buni și să nu cunoașteți ură, să iubiți, să fiți iubiți, astăzi și întotdeauna. Mă numesc Vera Rusu, vin din gimnaziul Nicolae Dabija. Avem un acord de colaborare cu Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți și suntem astăzi invitate aici să petrecem un masterclass pentru a transmite și elevilor din orașul Bălți ceea ce fac elevii noștri. Încondiem ouă, asta e o tradiție deja în sat, copiii încondiază ouă în săptămâna mare. Joi le înroșesc, e de dorit ca elevii care începători să cunoască că ouă plin se înroșește cu vopsea naturală, din coș, cel mai bine din coș de ceapă.
Și, dar avem și ouă golite, care le păstrăm pentru exponate. Și le se poate cu chimici. Și doresc astăzi elevilor din liceul din Bălți să însușească și să le placă și poate să facă și o vizită la gimnaziul Nicolae Dăpija. Mă numesc Mătrucă Evelina, elevă clasei a 6-a din gimnaziul Nicolae Dăpija. Am venit aici în municipiul Bălți pentru a la un masterclass și a arăta copiilor de aici tradițiile noastre, cum putem încondeia ouăle. Familia mea de dimineață pleacă la Sfințit Pasca, iar apoi ne adunăm cu toată familia, povestim, râdem, spunem glume și petrecem toată ziua. Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat!